Și vă reamintim informația momentului. Premierul Marcel Ciolacu a ajuns în urmă cu foarte puțin timp în Israel, la Tel Aviv mai exact, cu o aeronavă Spartan. Și discutăm despre importanța acestei vizite cu Adrian Cioroianu, fost ministru de externe, este în legătură directă cu noi. Bună dimineața, mulțumim pentru intervenția în jurnal. Bună dimineața! Bună dimineața, bună dimineața! Știm sigur că va avea loc o întâlnire cu premierul Benjamin Netanyahu și că vor avea loc discuții. Întâlnirea va ține cam o oră. Un spațiu destul de important, având în vedere contextul acesta în care ne aflăm al războiului. În ce termeni s-ar putea purta discuțiile? Cred că este o vizită, în primul rând, conjuncturală. Este vorba de transmiterea unui mesaj de solidaritate, atât pentru statul Israel, cât și pentru cetățenii israelieni care au legătură cu România, sunt născuți în România, sunt fii sau fiicele unora care s-au născut în România. Deci, din acest punct de vedere, e o inițiativă politică, în primul rând, a premierului Ciolacu. Sigur că e binevenită, nu văd o acoperire, eu știu, diplomatică, în sensul în care România ar putea media ceva, cumva, între cineva și altcineva. Cred că alții joacă acest rol în acest moment, în principal secretarul de stat american. Mâine, iată, președintele american va ajunge la Tel Aviv, dar vizita premierului român rămâne un eveniment și cred că într-un fel transmite un mesaj din partea țării. Aș vrea să ne uităm puțin și la ceea ce s-a întâmplat în Europa, la incidentele din ultimele 24 de ore, nici atât. Un incident foarte grav la Bruxelles, atacatorul a fost împușcat în această dimineață, dar doi oameni nevinovați au murit aseară și au fost și două arestări, militanți ISIS arestați în Milano. Cât de mare, cât de important este gradul de securitate în acest moment, măsurile de securitate care ar trebui luate în întreaga Europa? Ce vom vedea în continuare? Vestea proastă este că niciodată un stat democratic nu va fi capabil pur și simplu să ia toate măsurile de securitate care s-ar impune în plan teoretic. Gândiți-vă în acest caz concret despre acest individ, se pare tunisian, s-ar fi dat semnale, s-ar fi primit semnale de către poliția belgiană încă din anul 2016. 2016, acum 7 ani. Timp în care el a depus o cerere de a rămâne în Belgia, cererea a fost refuzată, dar nimeni nu i-a spus ce să facă, drept că el a rămas în Belgia. Dacă într-adevăr el este cel care a murit în această dimineață, din păcate duce cu el în mormânt sau la Allah, duce cu el toate întrebările legate de acest caz. De ce a împușcat suedezii? A știut că a împușcat suedezi? Are vreo legătură cu tricoul, cu cruce al echipei naționale de fotbal a Suediei? Are legătură cu arderea Coranului din, eu știu, unii din Suedia care au făcut acest lucru? Din păcate nu vom afla aceste lucruri. Tot ce știm este mesajul lui de afiliere la ISIS. Profităm de prezența dumneavoastră, domnule Cioroianu, la noi în emisiune ca să discutăm despre un clip pe care l-am văzut în această dimineață. Televiziunea israeliană a prezentat pentru prima oară imagini cu un ostatic deținut de gruparea Hamas. Și vă avertizăm, sunt imagini care vă pot afecta emoțional. În clip apare o tânără de 21 de ani care are mâna dreaptă bandajată și citez: m-au adus în Gaza și m-au îngrijit la spitalul de aici, au avut grijă de mine, mi-au dat medicamente, spune ea în filmulețul transmis de Hamas. Nu se știe însă cât adevăr este în spusele sale și dacă într-adevăr teroriștii au avut grijă de ea sau a fost obligată să spună lucrurile respective. Odată cu imaginile, Hamas și-a prezentat și cererile. Vrea eliberarea a 6.000 de prizonieri palestinieni deținuți în Israel în schimbul celor 199 de ostatici luați în prima zi a conflictului. כרגע אני נמצאת בעזה, חזרתי ביום לפנות בוקר, ביום שבת לפנות בוקר מאזור מסדרות, הייתי במסיבה. נפצעתי קשה מאוד ביד, לקחו אותי לעזה, ניתחו אותי ביד בבית חולים 3 שעות. דואגים לי, מטפלים בי, נותנים לי תרופות, הכל בסדר. אני רק מבקשת שיחזירו אותי הביתה כמה שיותר מהר למשפחה שלי, להורים שלי, לאחים שלי. בבקשה תוציאו אותנו מפה כמה שיותר מהר.
domnule Cioroianu, ne putem da seama dintr-o astfel de înregistrare care este într-adevăr starea acestei fete? Probabil arme îndreptate spre ea în timpul filmării acestui clip. Cum se poartă negocierile? Ar poate îndeplini această dorință statul israelian, mai ales că a anunțat de la început că nu vrea să negocieze cu teroriștii? Da, ca să fiu sincer, nu mă pricep eu foarte bine la acest gen de analiză, dar nu părea a fi totuși o tânără spre care să fie îndreptate arme. Ce se știe, în schimb, am văzut chiar în cursul acestei dimineți pe un post francez de televiziune, această tânără are și cetățenie franceză, dar iată că nu vorbește franceza. E un mesaj pentru populația Israelului și mai ales pentru clasa politică, pentru că mama acestei fete a fost intervievată acum câteva zile pe un post israelian de televiziune, era foarte critică la adresa al premierului Netanyahu și autorităților din Israel, spunea că nu știe nimic de fata ei, că iată că fata despre care această femeie tocmai dădea interviuri apare la câteva zile, deci e limpede că e mai curând o mișcare de propagandă menită să forțeze mâna autorităților israeliene să accepte ideea unui schimb de ostateci, adică ostateci israelieni în schimbul unor prizonieri palestinieni. Repet, n-a vorbit în franceză, a vorbit ivrit sau, clar, mesajul a fost îndreptat spre publicul din Israel și spre oamenii politici din Israel. E un factor de presiune pentru a încuraja ideea acestui schimb, scop în care, de altfel, Hamasul i-a și răpit pe acești oameni, se pare. Mulțumim tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru analiză. O zi bună.